Pe o piață nebună, acolo unde suntem bombardați la propriu cu zeci de modele de mouse, tastatori și căști de gaming, încât nu mai știi ce să alegi, unul dintre producători își vede de treaba lui și mai scoate din când în când un produs ce te lasă cu gura căscată. Știu foarte multe persoane și gameri în raids care sunt încă reticenți la ceea ce înseamnă mouse de gaming wireless, consumul bateriei și lagul fiind două dintre motivele pentru care ei se feresc de acest tip de periferice. Am primit de curând un mouse care poate elimina această teamă. Un mouse combo, wireless, dar și cu fir, produs de către Logitech și ce este parte integrantă a familiei Prodigy. Salut! Eu sunt Madalin, iar această videoprezentare este dedicată mouse-ului de gaming Logitech G403 Prodigy Wireless Wired. În urmă cu ceva timp am realizat un review mult prea râvnitului G900 KO Spectrum, tot de la Logitech. Am spus și atunci, spun și acum, se pare că producătorul Logitech a găsit soluția în ceea ce privește tehnologia wireless pe mouse. Mulți dintre cei ce au văzut review-ul realizat au fost în continuare sceptici, dar cei ce au achiziționat G900 KO Spectrum ne-au lăsat câte un comentariu de genul "Nu m-ați păcălit, chiar așa este" sau "M-ați convins, l-am cumpărat". În fața noastră sau a voastră se așterne un alt pretendent la medalia de cel mai bun șoarec fără fir, sau fără coadă, depinde cum vreți să-i spuneți. Acesta face parte din familia Prodigy, cum spuneam la începutul acestui review, și este un G900 într-o carcasă nu așa de elevată, rezultând astfel un produs mai ieftin. Și pentru că vorbim de Logitech, unul al naibii de fiabil. Forma lui G403 este cât se poate de simplă, dar foarte confortabilă, mulându-se perfect pe orice stil de grip, palm, claw sau fingertip. Cele 6 butoane programabile, incluzând rotița scroll și switch-ul pentru DPI, sunt foarte bine aliniate, degetele ajungând perfect pe fiecare în parte, fără ca podul palmei să se miște în sus și în jos pe cocoașa mouse-ului. Pe spatele său avem două patine din teflon în partea superioară și inferioară, switch-ul pentru wireless, locașul pentru greutate și, nu în ultimul rând, senzorul. Senzor pe care cei de la Logitech îl ridică în slăv nevoie mare ca fiind unul dintre cei mai ok existenți pe piața de periferice la ora actuală. Și cam au dreptate. Vă recomand să căutați review-uri și să citiți părerea celor ce au dat cu nasul de PMW3366. Nu este lăudat numai de Logitech, ci și de mari echipe sau competitori în e-sports. Ziceam ceva și de greutate. Chiar așa, avem un locaș dedicat greutății, unul destul de mare, de aproximativ 10 grame, care are menirea să așeze mai bine mouse-ul pe mousepad-ul vostru, dându-i un pic mai multă stabilitate. În nasul mouse-ului, dacă mi este permisă expresia, se află un port micro USB, prin care puteți să hrăniți mouse-ul, mai concret acumulatorul acestuia. Când e vorba de performanță și comparație fir versus wireless, șoarecul celor de la Logitech, G403 Prodigy, se comportă excelent. Nici nu veți simți diferența atunci când veți folosi dongle-ul din pachetul cu accesorii, ceea ce înseamnă mod wireless, sau mouse-ul cu firul atașat. Este al doilea mouse care contrazice ceea ce spuneam și credeam în urmă cu ceva timp despre mouse-ul wireless, și anume că nu sunt dedicați pentru gaming. Lagul este inexistent, iar acumulatorul intern poate ține fără niciun fel de problemă sesiunilor lungi de gaming, și aici nu mă refer la sesiuni de o oră, două. Încă două aspecte aș mai avea de abordat înainte de concluzii, iluminarea RGB și softul proprietar Logitech. Prima, iluminarea RGB, este disponibilă pe rotița scroll și în zona logo-ului Logitech. Lumina nu are o intensitate foarte ridicată și cu siguranță nu va deranja în sesiunile voastre de gaming. În ceea ce privește schimbarea culorilor, această operațiune se poate face numai prin intermediul softului proprietar. Mi-ar fi plăcut să pot defini culori diferite în zona rotiței scroll și a logo-ului. Din păcate, acest lucru nu este posibil, culoarea pe care o veți seta fiind aceeași în ambele zone. Tot prin soft puteți salva setările mouse-ului direct în memoria internă, lucru ce nu va necesita o reinstalare a softului Logitech în cazul în care atașați G403 la un alt calculator. Gaming software de la Logitech vă mai permite să monitorizați starea acumulatorului intern, să salvați setările pe care le-ați făcut într-unul dintre cele 3 profiluri sau să setați materialul din care este confecționat mousepad-ul vostru. Concluzii? Înainte să spuneți că avem în față un mouse foarte scump, haideți să ne gândim un pic. Dacă faceți comparație cu un mouse pe fir, sunt perfect de acord cu voi. G403 este un pic cam scump pentru ceea ce oferă, dar dacă puneți în balanță faptul că este wireless, vine cu unul dintre cei mai buni senzori de pe piață atunci când vorbim de gaming, eu personal cred că avem un raport calitate-preț mai mult decât ok.
Făcând comparație cu G502, mouse-ul pe care subsemnatul îl deține și nici după 6 luni de la achiziție nu m-am obișnuit cu el, cu G403 Prodigy m-am acomodat extrem de repede, după numai o săptămână, și consider că este o achiziție pe care trebuie să o fac cât mai repede cu putință. Aceasta a fost videoprezentarea dedicată mouse-ului de gaming Logitech G403 Prodigy, ce poate fi achiziționat din site-ul PC Garage accesând linkul din descrierea acestui clip.